Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Cel mai mare dar al iubirii. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 15, cu versetul 13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. În încercarea lor de a-l convinge pe Pilat că Iisus ar trebui omorât, iudeii au menționat că el era din Galileea. Atunci lui Pilat i-a venit o idee. Pilat și Irod, conducătorul Galileii, se certaseră, dar chiar atunci Irod era în vizită în Ierusalim și Pilat s-a gândit că acesta va fi mulțumit dacă îi cerea să-l judece pe Iisus. Astfel el și Irod puteau fi prieteni din nou. Și Irod trebuia să hotărască ce să facă cu Iisus. Așa că Pilat l-a trimis pe Iisus la Irod. Acesta era același Irod care îl omorâse pe Ioan Botezătorul. Când a auzit despre Iisus și despre minunile sale, el s-a speriat. De ce? Haideți să vedem ce găsim scris în Marcu, capitolul 6, cu versetele 14 la 16. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit și a zis, Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți. Irod nu uitase ce lucru îngrozitor îi făcuse lui Ioan. Acum se gândea el, dacă îl salva pe Iisus, putea uita ce îi făcuse lui Ioan. De asemenea, el era nerăbdător să-l vadă pe Iisus că face minuni. Preoții au strigat că Iisus trebuia să moară, dar Irod le-a spus să păstreze tăcerea. El le-a poruncit paznicilor să-l dezlege. Când a privit la Iisus, el, la fel ca Pilat, a știut deodată că Iisus era nevinovat. Irod a poruncit să fie aduși oameni bolnavi și a promis să-i dea drumul lui Iisus dacă îi vindeca. Dar Iisus nu făcuse niciodată vreo minune pentru el. A făcut acum o minune pentru a-și salva viața? Haideți să vedem ce găsim scris în Luca, capitolul 23, cu versetul 9. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Gândește-te! Încă de pe vremea lui Abel, unii oameni din poporul lui Dumnezeu au suferit și chiar au murit fără vreo minune care să-i salveze. Făcea Iisus acest lucru? Putem continua să ne încredem în Dumnezeu chiar dacă ni se întâmplă lucruri rele? Când Irod i-a spus lui Iisus că putea fi liber dacă făcea câteva minuni, preoții s-au speriat. De ce? Ei îl văzuseră pe Iisus făcând minuni. Dacă alegea să facă acest lucru acum, Irod urma să-l elibereze, oamenii s-ar fi răzgândit și Iisus avea să fie liber. Dar a făcut Iisus vreo minune pentru a se salva pe el? Nu. Minunile lui Iisus întotdeauna au fost înfăptuite pentru a-i ajuta pe alții. Ce s-a întâmplat când Irod a văzut că Iisus nu voia să facă o minune? Haideți să continuăm cu versetul 10 și 11. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Irod, cu ostașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, le-a trimis înapoi la Pilat. Acum, tot Pilat trebuia să hotărască ce să facă cu Iisus. Dintr-o dată, cineva a intrat grăbit cu o scrisoare de la soția lui. Mintea lui Pilat era confuză. Scrisoarea l-a speriat. Preoții conducători și poporul strigau. Haideți să vedem ce găsim scris în scrisoare. Matei 27 cu versetul 19. Pe când sta Pilat pe scaun, judecată, nevastă s-a trimis să-i spună să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acela, căci
azi am suferit mult în vis din pricina lui. Apoi i-a venit o idee. Cu ocazia Paștelui, iudeii puteau alege un captiv ca să fie eliberat, așa că Pilat a trimis după Baraba un întemnițat foarte primejdios care avea o înfățișare rea și era rău. El urma să fie răstignit. Pilat l-a pus alături de Iisus. Ce diferență era între aceștia! Pilat încerca să-l salveze pe Iisus și în același timp să facă pe plac mulțimii. Dar pe cine a ales mulțimea să elibereze? Luca 23 cu 18 la 22. Ei au strigat cu toți într-un glas: la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba! Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care fusese făcută în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat: răstignește-l! Răstignește-l! Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Când preoții au spus lui Pilat că Iisus a afirmat despre sine că era Fiul lui Dumnezeu, lui Pilat i-a fost și mai teamă să îl răstignească, așa că a hotărât să vorbească din nou cu Iisus. După aceea, preoții au spus că dacă Pilat îl elibera pe Iisus, Cezar, conducătorul roman, ar fi crezut că nu îi mai era credincios lui. Acest lucru l-a înspăimântat și mai tare pe Pilat. Își putea pierde slujba și chiar viața dacă Cezar credea că Pilat nu îi mai era loial. Când Pilat l-a adus din nou pe Iisus înaintea lui, ce a spus el și ce a spus preoții? Haideți să vedem ce găsim scris în Ioan, capitolul 19, cu versetele 13 la 15. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gavata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Gândește-te, Dumnezeu nu mai era împăratul lor și ei nu mai aveau alt împărat în afară de Cezar. Ne obligă vreodată Dumnezeu să îl facem împărat al inimii noastre? Pilat a făcut tot ce a putut să-l salveze pe Iisus de la răstignire, tot în afară de a spune curaj. Nu, el este nevinovat, nu voi permite ca el să fie răstignit. Acum Pilat a cerut un lichean cu apă. Când și-a spălat mâinile, ce anume a spus mulțimea, lucru care arăta alegerea lor finală și îngrozitoare? Haideți să vedem ce găsim scris în Matei, capitolul 27, cu versetele 24 la 26. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci ca să se facă mai multă zarvă a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acesteia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, le-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ce s-a întâmplat cu Iisus după aceea? Haideți să continuăm până la versetul 31. Ostașii drăgătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. Le-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap și le-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestea și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, le-au desprăcat de haina stacojie, le-au îmbrăcat cu hainele lui și le-au dus să-l răstignească.
Pe fața și pe spatele lui Isus curgeau și roaie de sânge din cauza loviturilor de bici și a spinilor care îi străpungeau fruntea. Trupul lui era rănit peste tot. Nu mai mâncase și nu mai băuse apă de la cina pascală o seară înainte. Mai mult, el suferea vina păcatelor. Nu ne putem imagina cum se simțea el. După ce soldații l-au scos pe Iisus din curtea de judecată, crucea pe care o făcuseră pentru Baraba a fost pusă pe umerii lui. Poate că mai purtase astfel de greutăți pe vremea când lucra în atelierul de tâmplărie al lui Iosif. Trupul lui era puternic și sănătos, dar acum era slăbit și slăit de puteri după tot ce îi se întâmplase de când mersese în grădina Ghețeman o seară înainte. Dar ce durea cel mai tare, mult mai tare decât trupul său plin de durere, era povara îngrozitoare a vinei cauzate de păcatele noastre. Aceasta l-a făcut să se clatine și să cadă în timp ce purta crucea grea. Dar oamenii au râs și și-au bătut joc de el. Nimeni nu a înțeles ce se întâmpla cu adevărat. Când crucea a fost pusă din nou pe umerii lui, care sângerau, a căzut din nou. Gândește-te, Satan a demonstrat cât de nemilos este. Nu există un lucru prea îngrozitor pe care oamenii să nu îl facă atunci când îl aleg pe Satana, în loc să îl aleagă pe Isus. Isus căzuse de două ori sub crucea grea pe care încerca să o ducă pe umerii săi însângerați. Nimeni nu știa că el purta ceva mult mai greu decât acea cruce. Pur și simplu, nu mai putea continua. Dar cine să ducă crucea? Soldații romani și oamenii din mulțime nu voiau să ajute. Cine a dus crucea într-un final? Marcu, capitolul 15 cu versetul 21. Haideți să vedem ce ne spune. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf. Simon nu îl cunoștea pe Iisus, dar băieții lui erau ucenicii lui Iisus. După ce a purtat crucea lui Iisus și Simon a devenit ucenicul lui Iisus. Dar unde erau ucenicii speciali al lui Iisus? Preoții și conducătorii promiseseră că dacă Iisus era predat în mâinile lor, ei nu i-ar fi rănit pe urmașii lui. Ei nu i-au deranjat pe ucenici, așa că aceștia mergeau triști în spatele mulțimii. Ioan o luase cu el pe mama lui Iisus, Maria. Ah, cât își dorea ea să-l ajute și să-l mângâie pe scumpul ei fiu. Inima i se frângea văzând modul în care era tratat. Chiar s-a întrebat dacă, cu adevărat, el era Mesia. Prietenii lui Iisus sperau ca măcar acum el să își arate puterea. Știau că el putea scăpa de modul îngrozitor în care îl tratau vrășmașii lui. Când a văzut cum soldații nemiloși îl pironesc pe cruce, Maria a leșinat și ucenicii au dus-o de acolo. În tot acest timp, Pilat era supărat pe el însuși. Știa că fusese un laș și că Iisus era nevinovat. El a scris un semn care a fost bătut în cuie la capătul crucii. Ce a scris spre el? Ce schimbare vroiau preoții să facă? Haideți să vedem ce găsim scris în Ioan, capitolul 19, cu versetul 19-22. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă al iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Gândește-te, este ușor să fim lași și să ne fie teamă să facem ce știm că este bine? Iisus a târnat pe cruce între doi hoți. Unul dintre ei blestema, celălalt îl urmărea pe Iisus să își amintea de lucrurile minunate pe care le auzise despre el. Era sigur că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ne poate ierta și salva. L-a auzit pe Iisus rugându-L pe Dumnezeu să ierte pe cei care îl răstigneau. Oare putea să ierte păcatele? Dorea să îl lase și pe el să fie în împărăția lui? Iisus era singura lui speranță. Când tâlharul a vorbit, toți care erau pe lângă cruce, chiar și soldații,
au ascultat și au așteptat răspunsul lui Isus. Haideți să vedem ce găsim scris în Luca, capitolul 23, cu versetele 42 și 43. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Îți promit astăzi, a spus Iisus, că tu vei fi cu mine în cer. Iisus îi iertase păcatele târharului și acest lucru i-a adus pace. El știa că într-o zi urma să fie cu Iisus în împărăția sa. Cât de iubitor este Iisus! Păcatele întregii lumi apăsau greu asupra lui și în curând aveam să îl omoare. Dar el și atunci s-a gândit la alții mai mult decât la el. Părea că un nor negru învăluia crucea. Dar când Iisus a rostit acea făgădință pentru tâlhar, o lumină puternică a strălucit dintr-o dată în jurul crucii și tâlharul a simțit pace și încredere. Când a privit în jos la mulțimea de oameni care îl priveau, Iisus a văzut pe cineva special. Pe cine a văzut? Haideți să vedem ce găsim scris în Ioan, capitolul 19, cu versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când mama lui Iisus a leșinat, ucenicii au dus-o mai departe de cruce, dar mai târziu Ioan a adus-o înapoi la cruce, pentru că ea nu suporta să stea departe. Iisus a privit-o cum stătea acolo și plângea. Iisus a știut cât de tristă și de dezamăgită se simțea și cât de mult își dorea el să o ajute. El o iubea nespus și știa că ea avea nevoie de cineva care să îi poarte de grijă. Ce i-a spus el mamei sale și apoi lui Ioan? Versetele 26 și 27. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o acasă la el. Gândește-te, poți spune ce poruncă respecta Iisus când i-a cerut lui Ioan să-i poarte de grijă mamei sale? Poți spune care era diferența dintre alegerile celor doi tâlhari? Iisus simțea cât de mult urăște Dumnezeu păcatul. La final, când Dumnezeu va distruge păcatul pentru totdeauna, cei care nu și-au cerut iertare și nu s-au pocăit de păcatele lor vor simți într-o oarecare măsură ce a simțit Iisus în acea zi. Dacă nu-L lăsăm pe Iisus să ne curețe și nu renunțăm la păcate, acestea vor fi parte din noi și va trebui să fim distruși împreună cu păcatele noastre. Iisus simțea că Tatălui îl părăsise, deși El nu păcătuise niciodată. Păcatele noastre erau toate asupra Lui și El murea din cauza lor. Moartea Lui trebuia să fie ca moartea de care vor avea parte păcătoșii când Dumnezeu va distruge păcatul pentru totdeauna. Oare avea să continue El să se încreadă în Tatăl Său Ceresc? Avea să aleagă să urmeze planul chiar până la moarte? Era amiază, dar dintr-o dată s-a făcut întuneric. Era besnă. Timp de 3 ore în acel întuneric îngrozitor, Satan a făcut tot ce a putut ca să îl determine pe Iisus să nu se mai încreadă în Tatăl Său Ceresc. El i-a spus lui Iisus că păcatele pe care le purta erau atât de îngrozitoare încât Tatăl Său trebuia să îl părăsească și că el urma să moară pentru totdeauna. Credea că era singur. El nu putea vedea că avea să trăiască pentru totdeauna. Dar fără să țină seama de simțământul lui, Iisus a continuat să se încreadă în Tatălui din cer. Ah, cât de mult își dorea să îl ajute îngerii, dar ei nu puteau. Un ajutor din partea lor ar fi stricat planul de a ne salva. El suferea pedeapsa pentru păcatele noastre. Dintr-o dată, întunericul din jurul crucii a dispărut și Iisus a strigat cu glas tare: s-a sfârșit! Apoi și-a plecat capul și a murit. El a suferit acea moarte îngrozitoare pentru că a vrut ca noi să nu avem parte de ea. Ah, cât de mult ne iubește Iisus pe mine și pe tine! Gândește-te, majoritatea oamenilor nu înțeleg ce l-a ucis cu adevărat pe Iisus.
nu cuiele acelea nemiloase, nu coroana de spini, nu coasta străpunsă sângerândă, nici măcar durerea pe care Iisus o simțea în tot trupul în acea după-amiază de vineri, ci povara îngrozitoare a păcatelor noastre a frânt inima omenească a lui Iisus și a făcut-o să nu mai bată. Mulți oameni nevinovați au avut parte de o moarte îngrozitoare, dar nimeni nu a avut parte de moartea îngrozitoare suferită de Iisus, știind că ești disprețuit de Dumnezeu pentru totdeauna. Asta a simțit Iisus când, împovărat de vina tuturor păcatelor noastre, a murit pentru tine și pentru mine. Să-i mulțumim pentru marea sa dragoste pentru noi. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!